Se apropie din nou sărbătorile de Paște. Și când spunem sărbătoare, spunem musafiri și mâncare. Și nu spun mâncare din aceea pe care o faci doar când ai tu chef, în funcție de dispoziție. Spun mâncarea aia care trebuie să fie multă și cu trebuie, că nu poți să aștepți oaspeții cu masa goală. Așa că m-am gândit să îmi dau un pic de timp de antrenament, de încercări. Nu de alta, dar în fața prietenilor nu e frumos să te faci de râs. Și nu o să o fac de una singură, mi-am luat și un partener de bucătărit, cook for me, adică el să gătească pentru mine și eu poate am timp să socializez un pic cu musafirii. Că asta este cea mai mare problemă când ai oaspeți la masă. Tu trebuie să stai în bucătărie și de oaspeți cine se mai ocupă. De data asta, dragii mei, prietenul meu de nădejde din bucătărie, vreau să mă ajute. Și dacă tot este Paște, o să fie cu miel. O să fac un miel haiducesc. Vă întrebați ce înseamnă asta? Nici eu n-am știut. Dar aici, în meniul aparatului, avem 150 de rețete ușoare și rapid de făcut. Deci, haideți să avem încredere în partenerul meu și să vedem ce iese. Și dacă este papa bun, atunci am curaj să invit mai mulți prieteni la masă. Haideți să faceți cunoștință cu oala mea inteligentă. Mă primește cu un bun venit și avem un meniu intuitiv. Ingredientele, rețetele, 150 de rețete vă spuneam gata stabilite, modul de gătire manual și rețetele favorite. Vom selecta rețetele, felul principal, și aici ne ducem direct pe mielul haiducesc. Că fără miel nu e Paște. Iată-l! Ce este bine este că putem adapta cantitatea de mâncare pentru 2, 4 sau 6 persoane. 4 persoane să fie. Și avem ingredientele pe care trebuie să le punem în oală. Le-am pregătit pe toate aici, da? Iată, până la sfârșit. Și acum îi dăm un ok, suntem deja pregătiți și ne apucăm de rețetă, nu-i așa? Bineînțeles, ca orice mâncare, începem cu se toarnă uleiul în cratiță. Și acum, înainte să mă apuc de gătit, vreau să vă spun că la oala mea minune putem fierbe nu doar la presiune, putem găti și la aburi. Avem, iată, un coșuleț micuț în care legumele, peștele și carnea pot fi gătiți doar dietetic la aburi. Avem, bineînțeles, fierberea sub presiune, care poate fi făcută la 3 grade de temperatură, scăzută, medie și ridicată. Și foarte important, avem mod de gătit manual, cum vă taie pe voi capul, și reîncălzire. Deci nu doar gătește, dar își ține și mâncarea caldă sau, dacă ai gătit mai mult odată, poți a doua zi doar să o reîncălzești. Deci este extrem de practic și eficient și iată, oala e mare, încăpătoare de 6 litri, cât să sature toată familia. Să dăm drumul la treabă. Se pune uleiul în cratiță. 2-3 linguri. Și spunem, ok, așteptăm să se încălzească și eu între timp am să mă apuc să tai ciupercile. Care este avantajul acestui gătit sub presiune în foarte puțin lichid și la o temperatură ridicată? Faptul că toți nutrienții rămân în alimente. Și spre deosebire de oala noastră clasică de gătit sub presiune, aici, pentru că e modernă și inteligentă, timpul de gătit se scurtează, poate chiar la sfert. Adică mielul de astăzi va fi gata în 15 minute. Deci tehnologia progresează chiar și în domeniul bucătăriei.
Capacul ermetic se închide printr-o simplă răsucire și acum putem sta liniștiți. Din acest moment gătește singură. Poți să te duci să conversezi cu musafirii, să faci alte lucruri prin casă. Atunci când o să se termine, o să ne arate și o să ne cheme printr-un semnal sonor. Deci, din momentul ăsta, cook for me, gătește pentru mine. Și pentru că întotdeauna îmi place să intervin eu un pic și să improvizez, nu o să las mâncarea așa palidă și dietetică, am să-i pun din belșug leurdă. Pentru că e primăvară și tot ce e verde e bogat în fier. Iar ca atingere finală, niște sos de roșii. Pentru că mediul acid din roșii crește absorția fierului din legume și din carne. Îmi spune să golesc colectorul de picături, lucru pe care am să-l fac, și mă întreabă, o menținem caldă sau o mai gătim un pic? Am să aleg să o mai gătesc un pic. Din nou închidem ermetic și o mai lăsăm 5 minute pentru extra gust. Eu m-am putut relaxa, ea a gătit pentru mine și acum vine momentul degustării. Vedeți ce simpatică e? Că mă lasă să o mai țin un pic la cald în cazul în care n-am terminat conversația. Însă eu am să o deschid. Altă viață, altă culoare. Iată. E cam stufatul nostru de miel. Asta am vrut să obțin în povestea de astăzi. Și ca să demontez mitul conform căruia mâncatul disociat e sănătos. Nu. Se mănâncă carne cu cartofi și cu legume, iar dacă nu aveți suficient de multă culoare în farfurie, vă sugerez să mai puneți lângă și o salată de leurdă, ca să fie verde și primăvară din plin. Cook for me aduce gătitul înăbușit și fiertul la presiune la nivelul secolului 21. Avem presiune înaltă, timp scurt de gătit și toți nutrienții sunt protejați, sunt păstrați în alimente. Iar legumele rămân al dente, adică așa cum este sănătos să fie consumate. Cât despre combinația de carne și cartofi, vă promit, e delicioasă!